Karateul este un sport foarte dificil, unde trebuie să te gândești mult și când ești pe tatame, nu trebuie doar să ai o forță fizică bună, dar și un cap pe umeri bun, să gândești ce faci, să-ți pui o tactică și să știi cum să pui în acțiune tactica aceasta. Tata, deoarece în copilărie tot timpul îmi spunea că sportul este o chestie bună, priveam cu el și fotbal și box mai mult, mă uitam și diferite filmuri, adică cu Jackie Chan acolo, diferite filme de acestea. Și într-un moment dat, la vreo 4 ani, m-a întrebat dacă nu vreau să practic karateul. Eu m-am gândit vreo 5 minute, nu mai mult, și am spus da, că îmi este pe plac acest gen de sport și mi-a plăcut din primul antrenament. Există două federații principale, în care sunt eu, este karate Shotokan tradițional și este karate WKF, adică acesta este, se socoate ca un sportiv mai mult acolo, mai puțin spate contact, adică loviturile sunt nu așa de dure și diferența trebuie făcute în 8 baluri, la noi pe baluri se face totul. Dar în karateul meu, care practic eu, în care sunt campion mondial și european, ni se dă voie, adică loviturile mai dure un pic. Regula principală ar fi că tatamele este 8x8, ele sunt toate albastru și de acum a noulea tatame este roșu. Pe acela roșu nu ai voie să calci, deoarece să primești penalizare. De totul, în tradițional, ai voie de 3 penalizări, a patra, gata, ești disqualificat. În karateul sportiv WKF îți ai voie 4 greșeli să faci de acestea și la 5-a penalizare, de acum, gata. Există penalizare pentru un contact dur, adică în tradițional, deși spate contact, nu într-atât de dur, adică fără traume. Se pălește așa ca oponentul tău să rămână fără traume. În WKF am spus că este un pic mai sever aceasta, că acolo chiar contact, de exemplu, n-ai voie să pălești cu contact, pur și simplu lângă cap așa, o mică 2-3 cm, adică să lași. În karateul Shotokan tradițional avem nevoie de kimono. Kimonoul nu trebuie să fie mai lung de osul acesta, trebuie să fie mai scurt. Avem nevoie de capă pentru dinți, mănuși și kimono. În WKF, karateul sportiv, avem nevoie tot de kimono, aparatoare de dinți, capă. Avem nevoie de mănuși și în afară de mănuși mai avem nevoie de aparatoare pentru picioare. Și cu competiție după alta, tot așa, primul loc, a doilea, undeva pierdere. Tot timpul era tatăl meu alături de mine, care îmi spunea că nu, da mâinile în jos, mergi tot așa. Și iată, an după an, tot așa, la 13 ani, am mers la campionatul european, în Polonia. Acolo am luat locul 3 pentru prima mea oră. Atunci aveam emoții extraordinare și am spus că trebuie să o țin tot așa. Și atât la vreo 16 ani mi-am pus în scop că trebuie să câștig. Și anul trecut am stat campion european și mondial. Și am decis că de acum trebuie să fiu serios, cu multă seriozitate, multă pasiune față de sportul acesta. În octombrie aveam campionatul mondial în Cehia, în orașul Karlovy Vary. Acum tot timpul meu este concentrat pe aceasta. Toată vara eu sper că o să mă antrenez și nu o să am traume, ca să fiu pe nivelul cel mai înalt acolo și să încerc să iau locul întâi.